asta nu e de dorit să mai perpetuăm aceste măsuri prociclice și foarte mult bazate pe tiparniță, pe aceste politici monetare neconvenționale, pentru că, vedeți noastră, astăzi asistăm la o îmbogățire enormă a celor care dețin criptomonede. Da. Vedem cât a crescut prețul acestor criptomonede, deși în spatele lor nu se regăsește mare lucru. Mă refer la ceea ce se produce, da, prin aceste criptomonede din punct de vedere al societății umane. Acele criptomonede astăzi au un profit extraordinar de mare datorită acestei expansiuni monetare din ultima perioadă, care a fost captată de aceste criptomonede. Ei bine, în astfel de situații nu putem să spunem că lucrurile merg bine, pentru că oamenii ce gândesc? De ce să produc cartofi? De ce să produc roșii? Când uite ce profit ai dacă speculezi pe criptomonede. E suficient să cumperi o criptomonedă, să aștepți și vei câștiga înzecit față de cultivatul de cartofi. Sau nu. Ba, în principiu, pe termen lung, câștigul a fost substanțial din aceste criptomonede, pentru că inflația s-a dus cu precădere într-o primă fază acolo. Evident că în timp pot exista situații de corecție în care oamenii să-și dea seama că aceasta nu este decât o mare bulă de săpun și imediat vor fugi de acolo capitalurile în altă parte. Va veni și momentul acela de corecție, cu siguranță, dar deocamdată toți cei care s-au dus către criptomonede și nu către roșii și cartofi sunt într-un profit înzecit mai mare. Și atunci ce vedem de fapt? Vedem că toți acești, să spunem așa, specialiști și investitori, nu în producția de bunuri și servicii, ci în astfel de instrumente financiare, câștigă mai mult. Noi avem mai puține bunuri pe piață, avem prețuri în creștere la astfel de bunuri. Este și o consecință a acestei financiarizări, da, a lumii, venită pe filiera acestor politici monetare neconvenționale. Deci trebuie să fim foarte atenți că, până la urmă, piața are mecanismele ei de corecție și nu întotdeauna în favoarea cetățeanului, în favoarea omului de rând. De asta, până la urmă, poate că n-ar strica o revizuire a acestor răspunsuri pe care le-au dat societățile dezvoltate la criză și poate că se vor aplica niște corecții de însănătoșire a sistemului. Acum este destul de încercat din punctul meu de vedere sistemul internațional. Profesorul de economie Cristian Păun atrage atenția că în loc să visăm la caii verzi pe pereți ai criptomonedelor, ar trebui să vedem mai degrabă ce corecții pot fi operate în lumea reală în care se produc bunurile de strictă necesitate. Acum însă la Radio România Actualități urmează Lady Gaga cu Thousand Doves, apoi o poveste de noapte bună copii despre niște urși năzdrăvani. Noi suntem Anca Șurian Capră și eu Gerusu și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.